dumneavoastră probă de pisică. Știți că noi avem animale luni în emisiune invitate. Uitați-vă și dumneavoastră aceste pisici extraordinare. Uitați-vă ce ochi are. Așa ceva. Silvia Lăuneanu este partenera de apartament. Nu știu cine e șefa. Șefa ești tu sau șefele sunt ele? Bună seara, Cristi! Mă bucur tare mult să vă revăd. Să știi că suntem cumva, avem o funcție împărțită, iar eu până la 40 și ceva de ani am crezut despre mine că sunt o mare iubitoare de căței, dar abia acum am descoperit cât de minunate sunt și pisicile. Și asta din întâmplare, nu mi-am dorit niciodată să-mi cumpăr, să-mi achiziționez, să aduc în casă, dar a fost o întâmplare și zic eu fericită pentru ambele părți. Și nu a fost o singură întâmplare, ci două. Povestește-mi și mie, unde sunt întâmplările? Sunt pe lângă tine? Întâmplările sunt pe lângă mine și fii atent că am o fază foarte drăguță. Întotdeauna răspund la chemarea clopoțelului. Ia să vedem. Ia să vedem dacă apar. Pentru că știu că dacă sună clopoțelul, avem și niște peștișori aici. Ia să vedem dacă apar cele două bucățele din dotare. Ia să vedem. Hei, nu mă dezamăgiți, haideți, suntem în direct, vă rog frumos. Hai că apar ele, mai cântăm din clopoțel. Uite că vor apărea. Să vedem, doamnelor și domnilor. Avem nevoie de pisicuțe. Da, cred că Silvia trebuie ajutată. Personal o să-mi împână pisoii. Ia să vedem. Povestește-mi puțin despre ele. Ia să vedem, una, primul două, trei și... în familie, ele sunt două bucăți. Salutăm și pe soțul tău care te ajută. Prima bucată, cine este persoana din imagine? Prima bucățică este William Whisky, Lăuneanu Botezatu. Lăuneanu Botezatu. Care a apărut dintr-o întâmplare. Povestea lui este destul de tristă, așa cum sunt cam toate pisicuțele care nu au avut o șansă de la început. Totuși el este un caz fericit, pentru că am văzut povestea lui pe o socializare. Mămica lui tocmai a început să se fete în fața unui supermarket. O persoană cu suflet a luat acasă și a fătat în balconul ei. După aceea a tot pus poze și povestea pe acea rețea de socializare, iar eu am fost foarte, nu știu, cumva pătrunsă de acea poveste și până la urmă am decis să merg să văd puișorii, dar doar așa să-i văd, nu să iau vreunul acasă, da? Aha. Ei bine, m-a ales. Deci am intrat în acel apartament, iar William Whisky, miau, până când am zis, aoleu, nu mai pot să plec fără băiatul ăsta. Așa că m-am făcut cu primul pisoi, iar... Stai, explică-mi și mie toate lucrurile bune și frumoase. Aproape pot să înțeleg de ce îl cheamă William, că oamenii își botează pisicile în fel și chip, motanii. Mă, dar de ce îl cheamă Whisky? Explică-mi și mie. De unde denumirea legată de această băutură alcoolică? William, pentru că el este un lord, efectiv este un pisoi extraordinar, cu un caracter minunat, iar Whisky pentru că avea așa o culoare nedeterminată, nedefinită, dar arăta ca un fel de whisky și soțul meu a decis că ar fi foarte potrivit să-l numim Whisky. Și Whisky a rămas, da? Iar apoi frumusețea aceasta mică, Cleopatra, Codet a venit ulterior pentru care o coadă stufoasă ca un beverițoi. Ea chiar a fost o pisicuță fără șansă pentru că am găsit-o efectiv pe stradă în curtea bazinului, adică eu îl așteptam pe Alexandru să-și facă antrenamentul de not, iar pisicuța aceasta era foarte murdară, foarte slabă acolo în curte. Și iarăși, eram 30 de persoane acolo, doar pe mine m-a ales. În continuu a venit, numai lângă mine a stat o oră întreagă și parcă nu am putut să o las acolo, pur și simplu. Am făcut o alegere foarte bună, numai că după 3 săptămâni, ce crezi, s-a îmbolnăvit foarte tare și am descoperit că avea o peritonită infecțioasă. Și nu o să mă crezi, Cristi, dar zi de zi, timp de 84 de zile, am mers cu ea să-i facem niște injecții foarte complicate și dureroase. Am mers cu ea prin magazine să cumpărăm materiale de construcție. Am fost până și la circ, am ajuns cu ea, pentru că trebuia să fie la o oră anume la injecțiile acestea. Așa că am făcut niște eforturi considerabile pentru mademoiselle, dar a meritat, pentru că este minunată și o mare bucurie pentru Alexandru și pentru noi. Efectiv, ne uităm ca la un film în fiecare zi la ei. Da, îi mulțumesc pe această cale soțului tău, care este furnizorul oficial
special de pisici în această emisiune. Din când în când mai apar două mâini. Poc, pune pisica. Whisky n-are nicio treabă cu emisiunea noastră. Efectiv, n-are chef. Adică, pe cum se spune, îl cam doare în bască, la basc. Uite că și Cleopatra, până la urmă, s-a hotărât și acum, sigur, o să apară două mâini, poc, cu două pisici. Absolut adorabil. Ia, una, două, trei și... personal îmi va mâna din nou codetul. Ia să vedem. Da. Da. Aici este domnișoara Codet. Așa. Care este o superbitate, să știi. Am luat-o de pe stradă fără să mă gândesc vreodată că o să fie foarte frumoasă, dar chiar s-a dovedit a fi o pisică se pare de rasă. Nu m-am gândit la asta. Iar da. Whisky are niște ochi incredibili. Un albastru ca cerul. Uite-o pe domnișoara Codet. Da. Da. Cam frumoasă. Și... da, și să știi că eu nu am știut despre pisici că sunt atât de inteligente în primul rând și atașate de stăpân. Aveam o impresie că sunt teribil de independente, egoiste, vin doar când trebuie să le dai mâncare sau ceva de genul acesta. Dar nu, aceste două pisicuțe sunt căței. Știau că iubesc căței. Da. Uite-l și pe domnul Whisky. Salut, domnul Whisky. Hello. Hello, da, domnul Whisky. Uite-l am și pe... un nume de bifiar, dar sunt un lord. Da, uite-l și pe băiețelul vostru. Avem o imagine în care se joacă cu... cred că cu Whisky se joacă. Aruncă... nu, se joacă cu drăcușorul portocaliu. Așa cu este. Cleopatra. Așa, cu Cleopatra se joacă. Foarte simpatic. Cred că e bucuria lui existența în casa acestor pisicuțe. Să știi că da, noi le-am despărțit la un moment dat când a trebuit să facem acest tratament de durată. Cleo a stat la soacra noastră, dar acum, pentru că vom avea o casă foarte mare, cred că vor avea loc amândoi și va fi o distracție incredibilă. Amândoi sunt mari amatori de a bea apă din chiuvetă, deci pur și simplu nu ai loc de ei niciodată în baie, niciodată. Dar sunt simpatici foc și mai ales un lucru inedit la pisică. Eu nu știam că îi răspund la nume. E, dacă l-ai strigat pe Whisky, a apărut exact ca un cățel. Răspunde la nume, vine, stă pe lângă tine, este numai în picioarele tale. Și sunt tare drăgălași. Și cum îți spuneam, o foarte mare bucurie pentru un copil care crește alături de animale. Și uite, toate interviurile care sunt cu și despre animale întotdeauna au o notă drăguță, drăgălașă. Te bine dispun. Da, uite, totuși, Cleopatra este o domnișoară totuși interesată de televiziune. Mai bagă capul din când în când. Da. Vedem și furnizorul care o ține în acest moment. Vedem o mână. Nu este din familia Adams mâna. Este doar mâna soțului tău, care îi mulțumim foarte mult că, practic, el ne ajută să știm că e vorba despre pisici, că nu le vedeam, știi? Adică, mi se pare corect. Da. A, uite, acum le vedem pe amândouă, efectiv, stau și, într-adevăr, coada este absolut spectaculoasă. Da, de veveriță, cum v-am spus. Da, joacă și biliard, ce mai adică... Știi că sunt niște pisicuțe extrem de curate. Eu am fost destul de reticentă la a ține animale în casă, pentru că sunt foarte organizată, așa cumva. Îmi place mult curățenia, sunt foarte atentă la detalii. Dar vreau să zic că din primul moment în care au pășit în casa aceasta, niciodată n-au scăpat nicio picătură de pipi. Da, asta e un secret, da. S-au dus întotdeauna la lutieră, foarte, foarte curățele sunt aceste animale și chiar, uite, Whisky, după ce l-am sterilizat, când a venit acasă, m-am gândit să vezi că acum sărăcuțul nu o să aibă cum să ajungă la lutieră, noaptea asta îl mai iert, stau cu mopul după el, hai că găsesc eu o variantă. Ei, vreau să zic că așa a mețit săracul de el, anesteziat, s-a dus pe 7 cărări, s-a împiedicat de pragul de la balcon, dar totuși a ajuns la litieră ca să-și facă nevoile. De aceea sunt niște animale teribil de curate și merită, pot să le țin casă fără niciun fel de problemă, chiar dacă ai copii. Este adevărat că aspirăm în fiecare zi sau de două ori pe zi, asta da, eu sunt maniacă, dar merită toată distracția și bucuria pe care ți-o aduc. Uite, sunt amândoi. Da. Silvia, nu pot să spun decât atâta, pisicile până nu au înțeles care-i treaba cu televiziunea, pentru că deja au dat acolo. Îi mulțumesc soțului tău care i-a mai găsit o jucărie pe sus, acum și măcar nu-i se vede mâna, i se vede o oarecare sfoară, da. Mulțumim foarte mult pentru ajutor. Iar tu nu mai da de înlăbuță, că dacă n-ar fi domnul botezatul, nu te-ar interesa de televiziune.
televiziunea noastră. Lăsați, lăsați, că vă știu eu pe ăștia interesați de diverse chestii, da? Silvia, felicitări, exact. Sunteți absolut adorabili, încântați de cunoștință și, într-adevăr, la un moment dat au fețe de pisici de film, ca să zic așa. Da, mulțumim tare mult pentru invitație și ne mai auzim cu o altă ocazie și nu vreau să ratez momentul să vă urez tuturor celor care astăzi vă sărbați ziua de nume și de Sfântul Nicolae la mulți ani, să fiți fericiți, să aveți o iarnă minunată! Mulțumim foarte mult, Silvia, Whisky, Cleopatra și întreaga echipă de familie. Toate cele bune, doamnelor și mulțumim domnilor! Mulțumim și noi! Și noi mulțumim! Miroase Moldova!